Conducerea Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu are în plan fuziunea cu Universitatea din Craiova, dar și cu alte două centre universitare din țară. Cum ne aflăm la mijlocul anului universitar, reprezentanții UCB susțin că discuțiile privind eventuale colaborări vor demara începând cu anul universitar viitor. Din punct de vedere al termenelor, este încă de vreme să discutăm despre existența unei fuziuni între două instituții de învățământ superior, pentru că momentul nu permite, suntem la mijlocul anului universitar, iar orice discuție ar fi, ea se pune în practică abia după încheierea anului universitar și cu posibilitatea ca noul an să se poată să apară în spațiul universitar românesc o universitate mai mare. Conducerea Universității Târgu Jiene dă asigurări că nu va fi desființată nicio specializare sau facultate în urma acestor fuziuni. Dacă s-ar definitiva discuțiile cu oricare dintre universitățile cu care suntem în acest moment în discuții, nu se pune problema unor desființări de specializări sau unor desființări de facultăți. Deci noi vorbim de posibilitatea realizării unei fuziuni, o colaborare mai strânsă înseamnă o fuziune cu o altă universitate. Și alte universități din Oltenia sunt interesate de această fuziune cu Universitatea din Craiova pentru a crea așa numita Universitatea Sud-Vest Oltenia.